de ați primit. Mă sunt în cadrul două proiecte, proiectul 4 și proiectul 5, care completează ordinea de zi. Dau citire proiectul ordinii de zi, proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței primului ianuarie 2016, inițiator Alexandru Crisa, viceprimar. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre prin aprobarea acoperirii definitive prin excedentul bugetului local al municipiului Onești, a deficitului din secțiunea de dezvoltare, atât la bugetul local cât și la autofinanțare. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiectul 3, proiect de hotărâre prin aprobarea alocării unei sume pentru organizarea evenimentului Ziua Unirii Principatul Românii, 24 ianuarie. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Și celelalte două proiecte care completează ordinea de zi. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre pentru aprobarea literei E, alineatul 2, al articolului 4, de la anexa hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 13 decembrie 2012, privind aprobarea regulamentului cadru, privind autorizarea funcționării unităților comerciale din municipiul Onești, inițiator Consiliul Local Ienei Gheorghe și Consiliul Local Florian Constantin. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre prin modificarea și completarea anexei 6A, la hotărârea numărul 46 din 22 decembrie 2015, privind stabilirea impozitului taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2016 în municipiul Onești. Inițiator Alexandru Cristea. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, nu. Înseamnă că ordinea de zi a fost votată în unanimitate. Da, intrăm la primul proiect al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna ianuarie 2016. Vă rog, domnul, dați mai motivii. Potrivit articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, Onești, președintele de ședință va fi desemnat de rândul consilierilor locale în ordine alfabetică și ales prin hotărârea adoptată cu votul majorității consiliilor prezenți în prima ședință a lunii respective. Având în vedere că mandatul domnului consilier din Zanuca Adrian acordat prin hotărârea Consiliului Local 143 din 1 a 12-a 2015-a expirat, se propune ca următorul consilier în funcție în ordine alfabetică să fie președintele de ședință, motiv pentru care se propune adoptarea unei hotărâri în acest sens pentru luna ianuarie 2016, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Propunerea este a domnului consilier Bogdan Vasile. Da, raportul comisiei. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolul 35 din legea 25/2001 a administrației publice locale, după declararea care legal constitui Consiliul Local alegerii între membrii săi prin hotărâre adoptată cu vot deschis al majorității consiliilor locale în funcție un președinte de ședință pe o perioadă de termen de 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta. Iar potrivit articolul 41, ședințele Consiliului Local sunt conduse de președinte de ședință ales în condițiile prevăzute al articolului 35. Conform articolul 12 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Onești, după declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință cu hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Durata mandatului președintelui de ședință este de o lună calendaristică. Următoarele ședințe vor fi conduse pe rând de către un președinte de ședință din rândul consiliilor locale în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consiliilor prezenți în prima ședință a lunii respective. În cazul în care consiliul local lipsește sau refuză să fie președinte de ședință, acesta își pierde rândul, fiind propus următorul. În cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să conducă ședința, la propunerea consiliului local din rândul acestora va fi ales președinte de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consiliului local prezent, care va conduce ședința respectivă. Având în vedere că mandatul domnului consilier Vânzanuica Adrian a expirat, considerăm legală și oportună alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de o lună calendaristică și care va îndeplini în luna ianuarie 2016 atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești și apreciem că proiectul de hotărâre poate fi aprobat fără a prezenta. Vă mulțumesc! Da. Discuții mai la proiectul, vă rog. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul fără prezentată. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Vă mulțumesc, proiectul 4 de scurs, mă rătate de voturi. Da. Vă mulțumesc pentru votul acordat. Luna ianuarie, suntem la comandă. După mine urmează domnul
Domnul Ieri. De asta am rugat să fiu în sală, să mă voteze și el. Mulțumesc, colegi. Mă votează următoarea ședință. Da? De Sfântul Ioan. De Sfântul Ioan. Da. Mergem la următorul proiect. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea acoperirii definitive în incidentul bugetului local al Municipiului Onești a deficitului din secțiunea de dezvoltare atât la bugetul local cât și autofinanțare. Inițiator Alexandru Pisa, viceprimar. Dau citire expunerii motive. Mulțumesc. Doamna și domnul consilier, conform ordinului 4475/2015, pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015, în baza prevederilor articolului 19 litera A din legea 500/2002 privind finanțele publice, modificările și completările ulterioare ale articolului 80 alineatul 2 și ale articolului 84 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale articolului 39 alineatul 1 din legea contabilității, recomandată prin modificările și completările ulterioare, în termenul prevederilor articolului 10 alineatul 4 din legea 34/2009 privind organizarea și funcționarea administrării finanțelor publice, în situația în care secțiunea de funcționare sau secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, Consiliul Local are obligația de a aproba, printr-o hotărâre de Consiliul Local, acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de funcționare sau de dezvoltare, după caz, până la data de 8.1.2016 inclusiv. Municipiul Onești înregistrează la data de 31.12.2015 un deficit la secțiunea de dezvoltare a bugetului local, sursa A, în sumă de 2.186.591,84 lei, care se va acoperi definitiv din excedentul bugetului local al municipiului Onești pe anul 2014. La secțiunea de dezvoltare sursa E, la unitățile autofinanțate, deficitul este de 950.650,07 lei, care se va acoperi definitiv din excedentul bugetului pe 2014. Față de cele menționate, vă rugăm analizați și aprobați. Da, la acordul comisiei, vă rog. Doamnelor și domnilor consilieri, în baza prevederilor articolului 19 litera D din legea 500/2002 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, ale articolului 80 alinea 2 și ale articolului 84 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare și ale articolului 39 alineatul din legea numărul 82/91 republicată cu modificări și completări ulterioare. În temeiul prevederilor articolului 10 alineat 4 de hotărâre guvernul 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice cu modificări și completări ulterioare. În temeiul articolului 36 litera A alineat 4 și articolul 45 alineat 1 din legea administrației publice locale 215 cu modificări și completări ulterioare. Conform ordinului Ministerului Finanțelor 4075 din 18/12/2015 pentru aprobare norme metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015, în situația în care secțiunea de funcționare sau de dezvoltare înregistrează deficit, Consiliul Local are obligația de a aproba printr-o hotărâre de Consiliu acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de funcționare sau dezvoltare, după caz, până la data de 8.1.2016 inclusiv. Municipiul Onești înregistrează la data 31.2.2015 un deficit la secțiunea de dezvoltare a bugetului local, sursa A, în sumă 2.186.591,84 în loc de 86, suma corectă este 84, care se va acoperi definitiv din excedentul bugetului local al municipiului Onești pe anul 2014. La secțiunea de dezvoltare sursa E, activități autofinanțate, deficitul este de 950.650,07, la care se va acoperi definitiv din excedentul anului 2014. Față de cele menționate, rog să analizați, să decideți în consecință. Vă mulțumesc! Da, mulțumim! Discuții mari la proiectul, vă rog. Nu sunt discuții. Domnul Zarzu, nu aveți nimic comentat? Doriți neapărat? Sunt foarte activ, ca și mine. Acum când vă duc eu, dumneavoastră, nu vreți să vă ascult. Dacă tot insistați, pot să iau cuvântul legat de ședința de mod, de care nu am fost. Nu. E un subiect care trebuie discutat, dacă tot m-a stârnit. Nu este normal din partea administrației să anunțe o ședință o zi înainte. Chiar dacă este un caracter de urgență, acest lucru era stabilit dinainte, se știa, tornează acest proiect și putea fi anunțat astfel încât consilierii să fie prezenți la această ședință. S-a amânat și din cauza lipsei. Din cauza lipsei majorității, nu neapărat a dumneavoastră. Deci este... Domnul Bogdan, poate aici v-a de spus. Vreau să fac precizare că aceste sume nu puteam să vin în fața noastră până nu au fost confirmate de trezorerie. Trezoreria a încheiat situația cu o zi înainte de a vă anunța prin noastră. Nu puteam să vin până la confruntare. Bun, terminul, dacă a fost depășit data de 8 a întâia, este o problemă?
Nu este nicio problemă, pentru că am dus convocatorul la Finanțe ca să poată închide. În baza convocatorului s-a constatat că lipsa în totalitate a consilierilor, dar noi ne-am încadrat, am început să susținem această ședință din alte motive. Deci este ok. Că mulți consilieri au fost plecați de localitate, fiind sănătoși de iadă. Și au putut închide să transmită mai departe. Mulțumesc, domnul președinte. Vedeți, domnul Zahar, și poate colabora? Rămân dator. Nu uitați lucrul ăsta. Vom supun la vot proiectul în formă inițială. Cine este pentru? Da? Împotrivă? Abțineri? Și proiectul numărul 2 a trecut cu majoritate de voturi. Urmează proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume pentru organizarea evenimentului Ziua Unirii Principatului României, 24 ianuarie 2016, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Vă rog, expunerea motivul. Doamna și doamna Consilie, unirea celor două principate a fost proces care a început în 1848, bazat pe puternica apropiere culturală și economică între cele două țări. În anul 1848 s-a realizat Uniunea Vamală între Moldova și Țara Românească în timpul domniilor Mihai Sturza, respectiv Gheorghe Bibescu. În 1 ianuarie 1848, domnitorul muntean Gheorghe Bibescu face primul pas spre unirea principatelor, desfințând Vama din Focșani, care era cel mai important punct vamal între cele două țări. Un rol important a jucat propaganda unionistă întreprinsă de către liderii Partidului Național în cele două țări și în străinătate. Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 reprezintă primul pas pe care am făcut statului național român unitar. Impusă sub o puternică presiune populară, cu deosebire la București, alegerea ca domnitor al țării românești, al Alexandru Ioan Sturza, avea să găsească confirmare de plină în marea manifestare plictită de sesirea a listului națiunii în capitala muntenă. Primul pas important pe care l-am făcut de statului național unitar român a fost făcut la 24 ianuarie 1859, la Marea Unire a Pitroc în 1908 cu ceva la Valdivia. Pentru organizarea evenimentului se propune alocarea de la bugetul local la sumă de 17.210 lei. Considerăm că este un eveniment care a pus bazele României moderne. Față cele menționate, vorbim să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Da, mulțumesc că a fost comisiei. Doamnelor și domnul consilier, având în vedere prevederile următoarele acte normative, în baza articolului 3 al 2 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale modificări, cu modificările și completările ulterioare, în baza articolului 36 al 6 litera punctul 4 din legea 205/2006 publică publice locale publicate cu modificări și completările ulterioare. Sumele aprobate în bugetul local se utilizează pentru finanțarea administrației publice locale, proiectelor, programelor, activităților potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări. În baza referatului 340/6/2006 întocmit de Direcția Administrativă și aprobat de organizatori de credite, credite se solicită alocarea sumei de 17.210 lei din bugetul local municipiului Unești pentru organizarea sărbătoririi zilei 24 ianuarie 2006, Ziua Unirii Principatului României. Suma este menționată referată specialitate și se va aloca de la capitolul Cultură, Religie, Sport. Pentru a asigura funcționarea în condiții de normalitate a activităților din cadrul unității administrative, este necesar să analizăm cu responsabilitate în anul 2016 alocări din bugetul local pentru activități non-profit de interes general, impunerea unui indicator de eficiență care să dispună măsurarea performanțelor programelor prin prisma rezultatelor obținute în raport cu sursele alocate. Față de cele menționate, rog să analizați, să decideți în consecință. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc. Discuți pe mai la proiectul, vă rog. Poftiți, domnul Zahar, doamna Pașcu. În ordinea ridicării mâinilor și nu a serii. Poți, doamna. Da? Ca să vă punem în încurcătură. Da, da. Poate vorbi alternativă. Da. Aveți cuvântul. Da. Evenimentul a mai fost organizat cu mulți ani în urmă. Suntem de acord cu el. Singura problemă pe care o ridicăm este valoarea acestui eveniment. Pentru că în condițiile în care Uneștiul se lovește de această criză economică, noi facem risipă la bani la spectacol. De fapt, asta e cel puțin în ultimul timp, 2-3 ani, acum 4, o preocupare majoră a administrației sunt spectacolul. Ba că e de anul nou, ba că e de ziua pensionarilor, ba că sunt radiouri. Altceva major și important în oraș, n-am văzut. Această sumă de bani care o cheltuim sau care doriți să o cheltuiți, repet, cu evenimentul suntem perfect de acord. Doar suma este mult prea mare. Dăm 117 milioane pe niște artiști care nici măcar nu sunt din zonă.
suma este foarte mare, în condițiile în care, repet, Puneștiul nu duce foarte bine, puteam organiza acest eveniment cu bani mult mai puțini, cu artiști locali, care nu cer sume foarte mari, într-adevăr. Furduian cu informația respectivă sunt bine cunoscuți. Dar și bine cunoscută este situația Oneștiului, destul de grea. Suntem aproape jumătate de populație de acum 20 ceva de ani. Mare majoritate au plecat. Deci au plecat și cu toți. Dar ce să ne mai mirăm că dăm 100 și ceva de milioane când s-au cheltuit 1 miliard. 10 zile, 10 persoane, Paris, Ezim, în concediu. Nu ne mai miră așa ceva. Totul ce se face este imagine. Vindeți doar imagine, vă pricepeți, dar din păcate imaginea nu salvează Oneștiul. Repet, suntem de acord cu acest eveniment, vom vota cu strângere de inimă, pentru că sunt convins că oneștenii doresc un eveniment de Ziua Unirii, suntem și noi de acord, dar suma, poate vă mai gândiți, o mai reduceți. Sunt resurse locale culturale care pot fi folosite cu bani mult mai puțini și astfel faceți economie la bugetul local. Mulțumesc frumos! Propuneți o sumă, domnul? Nu pot să propunem nicio sumă pentru că n-am, știu că de Revelion au cântat artiști locali pe sume logice, adică se pot face același lucru cu artiști locali. Plătiți, dar cu bani mult mai puțin. Este o sugestie a noastră pe care o facem pentru a face economie la bugetul local. Mulțumesc frumos. Da, am și cuvânt, domnul. Da, mulțumesc, domnului, ce mi-a dat pentru sugestii. E clar că organizarea acestor evenimente se face la solicitarea cetățenilor din Onești și, așa cum a spus-o și dumnealui, într-adevăr, o astfel de zi, 24 ianuarie, o zi a Unirii, nu poate fi lăsată să treacă neobservată. În condițiile în care se vede din 2007 încoace, poate o renunțare treptată la partea de tradiții și de simboluri naționale a României. Mai mult decât atât, sugestia dumneavoastră este binevenită și pe viitor așteptăm eventual propuneri concrete în ceea ce privește artiști și le vom lua în considerare. Dar consider că pentru 24 ianuarie, un interpret ca Nicolae Furduian, cu care nu a fost niciodată în Onești și poate că mulți dintre cetățeni nu mai apucă să-l mai prindă vreodată pe dumnealui în Onești, cred că este potrivită. Da, mulțumesc. Păi, cum domnul Apașcu. O să fiu un piculeț mai drăguță, nu o să folosesc limbaj de mahala, așa ca să nu deranjez pe domnul viceprimar. Cred că dumnealui nu știe ce înseamnă limbaj de mahala. Dacă spui că taxele și impozitele sunt nesimțit de mari, nu înseamnă că ai un vocabular care se încadrează într-unul de mahala. Cred că dumnealui nu știe ce înseamnă limbaj de mahala. Nu o să-l întâlnească sub nicio formă. Intrați în gândurile cu proiectul. Lăsați-l pe mâna mea. Lăsați-l să fac introducerea dumneavoastră. Nu o să-l acomandă, doamna. Da, frâile la dumneavoastră astăzi, da? Vă vine rândul, vă spuneți în sală. De ce știu dacă mai am domnul Buzdugan? Că nu mai aveți de toate să facă rege, nu mai apucă. Nu se știe. Nu se știe care dintre noi mai apucă sau nu. Ce aș vrea să sugerez eu legat de această organizare a evenimentului? E frumos că se organizează. Mi-ar fi plăcut însă ca această organizare să aibă legătură foarte mult cu școlile. Să încercăm să implicăm cât se poate de mulți copii. Pentru că știți ce se întâmplă? Văd eu că există o aplecare spre a-i mulțumi pe cei care sunt mai în vârstă. Copiii nu trebuie niciodată privați de lucrurile astea. Copiii trebuie să fie cei care să simtă, să aibă spirit patriotic, să fie învățați cu dragostea de țară, cu tot ceea ce înseamnă naționalism. Pe ei ar trebui să încercăm să-i grupăm și să facem evenimentele împreună cu ei. Am fi putut să... Sunt la noi în oraș o grămadă de asociații care se ocupă de cultură. Dau exemplu, Asociația Expresia Ideii, care, apropo de treaba asta, a venit săptămâna trecută pe aici, pe la primărie, și a căutat un sprijin pentru a organiza Festivalul Internațional Mihai Eminescu. N-a găsit niciun fel de ajutor la dumneavoastră, sub nicio formă. Sunt oameni care s-au ocupat de dezvoltarea unor ansambluri folclorice minunate. Sunt oameni care dansează, sunt oneșteni care cântă superb. Coruri și o grămadă de persoane cu voci superbe. Nu putem să-i neglijăm. Nu vă dați seama cât de mare este satisfacția oneștenilor când văd că dintre ei sunt promovați oameni și sunt puși pe scenă și oneștenii aplaudă tot oneștenii. Încercăm să cultivăm talente locale.
Este un lucru pe care, nu că avem datoria să-l facem, ar trebui să-l facem și să nu ne gândim. Îl aducem și pe Furduiancu, dar pe scenă după Furduiancu trebuia să apară cel puțin 10 grupuri de oneșteni. Cel puțin, pentru că avem ce arăta. Avem copii atât de talentați și mi se pare anormal să nu-i, să nu-i arătăm, să nu-i arătăm oneștenilor. Sunt oneșteni care nu știu de ei. Sunt atât de multe lucruri frumoase care se întâmplă în oneștiul ăsta și pe care oneștenii nu le cunosc. Din ce cauză? Pentru că nu există posibilitatea ca ei să se arate oneștenilor. Nu sunt organizate activități pentru ca ei să-și poată arăta talentul, să ne poată aduce la cunoștință cât de frumos știu să cânte, cât de frumos știu să danseze, cât de frumos știu să îmbrace portul popular românesc. Sunt lucruri pe care sper ca data viitoare să țineți cont de ele. Cred că ar trebui să vă preocupe pentru că sunteți foarte tânăr, domnule Cristea. Și dacă sunteți foarte tânăr, cred că atenția dumneavoastră ar trebui să se îndrepte în primul rând către cei tineri, pe care ar trebui să-i ajutați. Dumneavoastră v-a fost dat o șansă. Dați-le și dumneavoastră celor tineri o șansă. Au mult de spus. Nu știu dacă dumneavoastră aveți, dar ei sigur au mult de spus. Da, o singură chestiune, domnul președinte, vreau să aduc la răspuns doamnei consilier. De momentul în care am preluat acest mandat până în momentul de față, cred că este singurul eveniment în care, într-adevăr, nu au fost implicați artiști oneșteni și asta nici de cum cu dorea intenție, probabil că tot pe motive financiare, dar vom avea în vedere, e binevenită propunerea dumneavoastră și vom avea în vedere ca la următoarele evenimente să avem prezență oneștene. Dacă făceam numai cu oneștenii, era gratis. Vă costa numai vinul și zahărul. Da, serios, da. Vă mulțumesc. Dați-mi lista cu ea gratis. Acuzați-mă și gratis, vi-i aduc eu pe toți. Colega, cei care vreau să facă actul de cultură în timpul anului electoral, timp de 3 ani de zile, că nu sunt ani electorali, nu știu ce înseamnă cultura sau sub cultura oneștare. Acum fiind anul electoral, toți vor să facă actul de cultură. Am nimic împotrivă, sper că o să aveți ocazia și după mai 2016, cine va fi dintre noi în sala asta, domnul Tofan. Eu nu fac propagandă electorală de astăzi. Eu din momentul în care am intrat în Consiliul Local, am spus față este menirea, nu facem... Să punem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Abținere împotrivă. Ceea ce proiect a trecut majoritatea de voturi. Dau citire următorului proiect, proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre prin adrogare a literei E de la alineatul 2 al articolului 4 de la anexa hotărârii Consiliului Local numărul 131 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea regulamentului cadru privind autorizarea și funcționarea unităților comerciale din municipiul Onești. Inițiator consilier local Ienei Gheorghe și domnul Florian Constantin. Domnul Florian, luați cuvântul pentru susținerea proiectului. Da, domnul președinte, mulțumesc frumos. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind abrogarea literei E de la aliniatul 2 al articolului 4 de la anexa hotărârii Consiliului Local numărul 131 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea regulamentului cadru privind autorizarea și funcționarea unităților comerciale în municipiul Onești. Potrivit prevederilor legii numărul 215/2001 Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local Onești a aprobat hotărârea numărul 131 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea regulamentului cadru privind autorizarea și funcționarea unităților comerciale în municipiul Onești. Actele necesare autorizației de funcționare a unităților economice sunt enumerate la articolul 4 din regulament, printre care sunt menționate la litera E, planul de situație cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial și RLV-ul spațiului. Prin abrogarea literei E de la aliniatul 2 al articolului 4 de la anexa hotărârii Consiliului Local numărul 131 din 13 decembrie privind aprobarea regulamentului cadru, privind autorizarea și funcționarea unităților comerciale în municipiul Onești, care spune că planul de situație cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial și RLV-ul spațiului vizate
de Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Onești, se dorește simplificarea procedurilor de obținere a autorizației de funcționare a unităților economice. Decizia a fost luată ca urmare a numeroaselor sesizări formulate de agenții economici cu privire la documentele solicitate conform hotărârii Consiliului Local, în vederea eliberării autorizației de funcționare. În aceste condiții, pentru a obține autorizația de funcționare, nu va mai fi necesară depunerea planului de situație cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară exercițiul comercial și releveul spațiului vizate de Serviciul Urbanism. Prin releveu se înțelege operația de măsurare, desenare și reprezentare la scară a elementelor unei construcții, ale unui ansamblu de construcții sau ale unui detaliu constructiv. Conform articolului 11 și 12 din Ordonanța Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, autoritățile administrației publice asigură dezvoltarea armonioasă a rețelei și tipurilor de distribuție și promovarea întreprinderilor mici și mijlocii cu activitatea de comercializare a produselor și serviciilor de piață. Având în vedere cele menționate, precum și dorința de a simplifica procedura de obținere a autorizației de funcționare a unităților economice din municipiul Onești, vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Da, vă mulțumesc pentru acordul comisiei. Doamne, domnul consilier, având în vedere temele de drept, trebuie să stabilim competențele autorităților administrației publice locale în asigurarea dezvoltării armonioase a rețelei și tipurilor de distribuție și promovarea întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață, stabilirea criteriilor de dezvoltare urbanistică a sectorului comercial și corelarea autorizării desfășurării în gestul comercial într-o structură de vânzare și conținut certificatul urbanist și autorizației de construire. Prin regulamente cadru aprobate de construire local, s-a hotărât ca pentru îndeplinirea acestor atribuții, desfășurarea activității comerciale de către agenții economici, persoane fizice sau juridice, să fie supusă autorizării de către primarul municipiului Onești. Aceștia au urmând să solicite anticipat pentru fiecare punct de lucru în desfășurarea activității, autorizația de funcționare și de activitate. Conform prevederilor regulamentului, la documentații de autorizare, solicitantul trebuie să depună planul de încadrare în zona imobilului, planul de situație și releveul spațiului în care urmează să se desfășoare exercițiul comercial, toate acestea vizate de către compartimentul urbanist, lucru pe care practica profesională l-a demonstrat ca nefiind obligatoriu sau necesar, autoritatea locală având la dispoziție toate instrumentele pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a rețelei comerciale și asigurarea desfășurării unui exercițiu comercial conform prevederilor din domeniul urbanismului și a lucrărilor de construcție. În acest sens, în baza principiilor de eficiență de orientare către cetățean, susțin aprobarea literei E, alineatul 2, articolul 4 din regulamentul cadru privind autorizarea și funcționarea unităților comerciale în municipiul Onești, și anume eliminarea obligativității solicitantului de a depune la dosarul de autorizare de funcționare planul de încadrare în zonă, planul de situație și rezervă spațiului comercial, documente care nu sunt necesare aparatului de specialitate în îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege. Ca o completare la cele menționate, prezenta abrogare nu constituie și o derogare de la obligațiile și atribuțiile pe care le are autoritatea locală. E doar o modificare a unei proceduri interne de lucru, compartimentul urbanism și inspector arhitectul șef va urmări în continuare corelarea activităților comerciale cu prevederile de urbanism. Se va schimba doar documentația care se va depune de către solicitant. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Discuți cu marea proiectului, vă rog. Atâta vreme cât nu îngreunăm elaborarea obligației funcționale pentru procedări comerciale, eu zic că și din contra îi ajutăm preflexibilitate. Dar mulțumesc și punem la... Deci pare corect, domnul președinte, ceea ce s-a urmărit de cei doi consilieri și domnul arhitect șef cum a dezvoltat problema, pentru că eu chiar în decembrie m-am confruntat cu cineva o cunoștință care a închiriat un spațiu, nu avea o releve de 4 milioane, releveul, care acum văd că se scoate. Foarte bine. Dar așa era în regulament atunci. Trebuia neapărat plan de cadrare în zonă.
Știm ce înseamnă un plan de cadastru, majoritatea știm ce. S-a spus, este foarte bine, este onest, știm ce înseamnă. Foarte da, bine. Mulțumesc, primul la vot, proiectul în formă inițială. Cine este pentru? Da, mulțumesc, abține, împotrivă. Și proiectul numărul 4 a trecut cu întregi voturi. Dau citire. Dau citire proiectul numărul 5, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei 6A la hotărârea numărul 146 din 23 decembrie 2015, privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2016 prin municipiul Onești. Inițiator, Alexandru Crisa, viceprimar. Rog, citiți până de motive. Dragi domnul consilier, în hotărârea Consiliului 146 din 23 decembrie 2015, au fost stabilite asociațiile și taxele locale și alte asimilate, acestora aplicabile începând cu anul 2016 în municipiul Onești. La anexa 6 fiind instituit regulamentul privind nivelul taxei de salubrizare în municipiul Onești, iar modelul declarației a fost prevăzut în anexa 6A. Pentru impunerea la plata taxei, în mod corect și fără echivoc, formularul declarației de impunere trebuie completat coloana 3, reprezentând numărul de persoane pentru fiecare imobil declarat, rubricile tabelului rotund avea a fi modificate, potrivit proiectului de hotărâre. De asemenea, punctul 1 și punctul numărul 2 din obligațiile consumatorului, înscrise în formularul declarației informative, trebuie corelate cu prevederile regulamentului privind nivelul taxei de salubrizare în municipiul Onești. Astfel, la punctul 1 se prevede că orice modificare declarației va fi comunicată primăriei municipiului Onești în termen de 15 zile de la data publicării acesteia, în loc de 30 zile cât era prevăzut în forma inițială a declarației. Punctul 2 aliniat 1 referitor la modul și termenul de aplicare a platei, la plata ale taxei, trebuie pus în concordanță cu articolul 17 din regulament, iar acesta va avea următorul conținut pentru anul 2016, taxa specială de salubrizare se datorează lunar, se achită trimestrial, stând la următoarele date scadente, de 15 martie pentru lunile ianuarie, 15 martie, 15 iunie pentru lunile aprilie, mai iunie, 15 septembrie pentru lunile iulie, august, septembrie, 15 decembrie pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie. Restul prevederilor incluse în formularea declarației informative pentru stabilirea taxei de salubritate pentru persoane fizice rămân neschimbate. Față cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentă. Da, vă mulțumesc, raportul comisiei. Atunci, discuții primare din acolo, Eitor, vă rog. Acum, începeți? Mă sabotați, domnul director. Am scăzat, am uitat să vă învățat așa, taxa specială de salubrizare instituită prin articolul 5 din hotărârea Consiliului Local 146 din 22 decembrie 2017 pentru producerea de deșeuri menajere și nemenajere de către toți locuitorii municipiului Onești în calitate de beneficiare serviciul de salubrizare. Impunerea ta se face pentru proprietarul, cu proprietarul, chiriașul sau titular al imobilului pe baza declarației informative dată de capul de gospodărie ocupat care declară sub sancțiunea de fals în declarație prevăzută și pedepsit de codul penal numărul de persoane care locuiesc în acea adresă. Pentru a acoperi și situația în care declarantul deține mai multe imobili pe raza municipiului Onești pentru impunerea la plata taxe în mod corect și fără echivoc, formularul declarat de impunere trebuie completat coloana numărul 3, reprezentă numărul de persoane pentru fiecare imobil declarat. De asemenea, punctul 1 și 2 din obligațiile contribuabile scrise în formularul declarației informative trebuie corelate cu prevederile regulamentului privind nivelul taxei de salubrizare în municipiul Onești. Astfel, la punctul 1 se prevede că orice modificare din declarație va comunica primăriei municipiului Onești în termen de 15 zile de la data procedurii acestuia, în loc de 30 de zile cât era prevăzut în forma inițială a declarației. La punctul 2 aliniat 1 refer la modul și termenul de plată se va avea același conținut cu articolul 7 din regulament pentru anul 2016, taxa specială de salubrizare se datorează lunar, se achită trimestrial până la următoarele date scadente. 15 martie. Nu era bine, domnul secretar, să punem 30 martie cât și termen de plată la celelalte. Conform regulamentului, domnul director. Regulamentul așa aprobat regulamentul. Îi mai chemăm o dată pe 15 martie pentru lunile ianuarie, februarie, martie, 15 iunie pentru lunile aprilie, martie și iunie, 15 septembrie pentru lunile iulie, august, septembrie, 15 decembrie pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie. Față de cele menționate, consider că proiectul de hotărâre întâlnește condițiile de necesitate și oportunitate pentru a fi aprobat în forma prezentată. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Discuție primară de proiectul, vă rog.
Deci, domnul director, deci dumneavoastră spuneți că ar fi mai bine, ar fi mai 30 la 30 martie vin și achită celelalte obligații și achita și punem, știți cum ar fi bine, 30 martie, lăsăm 15 iunie și 30 septembrie, că termen de plată la impozite și taxe. Și când vine cetățeanul, plătește și impozite. Tot dumneavoastră ați propus termenul ăsta în regulament. Nu, dar știți, se aglomerează la ghișeu jos, 30, va fi 30 pentru impozite, 30 pentru taxa de salubrizare. Adică o declarare păi la poziția lui figurează și această parte. Nu-i nimic, că chiar dacă este termenul de 15, când o să vină pe 30, o să vadă că atunci, la, în baza lui de date, apar toate obligațiile. Și n-ar fi o problemă. Da. Da, mulțumesc. Discuții pe mai înapoi, domnul Luc. Totuși trebuie să clarificăm un pic. Eu n-am primit, sunt locuitor în cartier la Mânești. Vine Romp Restul de astăzi începem, da? Ieri. Nu, de pe 11, azi nu. Ieri, formează a fost. De ieri, am înțeles, de ieri, la dumneavoastră, dacă da. mai sus în oraș. Da. Exact. Noi aveam, erau niște zile stabilite nu de noi, de șef sal. Venea în Mânăstrăzi, miercuri. La mine, altele marța, dimineața, după amiază. Acum, cine stabilește zile când vin să ridice puberi? Nu poți ții puberi la o săptămână la toată. Da, astăzi am luat încă o dată legătura cu reprezentanții Romprest în pe chestiunea aceasta. Pentru că am primit mai multe solicitări și întrebări din zonele cu case ale Oneștiului. Răspunsul este următorul. Prin licitație au fost stabilite, prin pentru de sarcină, au fost stabilite anumite zile pentru zonele din Onești. În urma discuției cu firma, am convenit ca în această săptămână, dumnealor, prin reprezentanții lor, să facă comunicare în fiecare zonă și să anunțe oamenii în ce zi să ridice. De exemplu, astăzi a fost o zi de ridicare, dar mașina lor a mers în gol pentru că oamenii n-au știut să ridice. Da, am văzut mașina, trecea prin cartier, dar... Da, nu era niciun problem, nu știu ce am mai spus. Treaba asta de săptămâna trecută, era normal să facă de Da, probabil ce se pare și pentru ei. Perioada de mobilizare a fost cam scurtă, dar vă spun că îmi dau toată silința împreună cu aparatul specialitate, cu domnul Medianu, ca lucrurile să intre normal într-o perioadă de scurt, într-o perioadă de timp cât se poate de scurtă. Da, vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții... Mai aveam eu, ridicați-mi și eu mâna, dar nu v-ați uitat decât în partea... Am spus și-a dumneavoastră, vă garantez. Da, nu, n-am decât o soluție. Vă mulțumesc. Lăsați colega, că dați uită prea mult acolo. Da, și mai ai la bănuiet. Da. Am văzut și la ședința anterioară o solicitare. Aș fi dorit să le fie comunicat, aș fi dorit să ne fi fost comunicat, de fapt, contractul cu ADIS, contractul dintre primărie și ADIS și actul constitutiv și statutul ADIS. Dacă sunt la dispoziția dumneavoastră, cred că ar fi foarte util dacă ne le puteți comunica. Da, ele au fost aprobate prin hotărâre de Consiliul Local, le-am înaintat și înainte de ședința pe 22.000 de PNL. Nu au fost comunicate. Da, e problema de comunicare în interiorul partidului. Ele sunt publicate pe site. Și actul constitutiv cred că ar fi foarte în regulă. Da, deci, sunt publicate pe site. Ați văzut că la Moinești nu s-a aprobat... Da, cunosc foarte bine chestiunile astea. Nici nu e într-o situație foarte bună Moinești în urma neaprobării acestui tarif în ceea ce privește, relația lor cu ADIS-ul. Vă asigur de chestiunea. Și o întrebare o să am către dumneavoastră. Ați primit o funcție în Consiliul Director al ADIS-ului. Este o funcție remunerată sau neremunerată? E absolut firesc ca această funcție să nu fie remunerată. Mulțumesc. Este o funcție care dovedește dorința noastră a municipiului Onești de a ne implica cât se poate de mult în problema salubrității și de a ne asigura că municipiul Onești va fi tratat corect de către ADIS și de către Rompres, pentru că la noi este o situație aparte și trebuie să fim implicați cât se poate de mult, astfel încât serviciul de salubritate să fie unul de bună calitate. Da, și încă o sugestie, cred că e de bun augur. Dacă tot s-a schimbat prestatorul de serviciu, operatorul de serviciu, cred că ar fi în regulă să ne gândim ca spațiile în care se colectează gunoiul să arate civilizat. Eu n-am văzut, știam că e vorba de o colectare selectivă. Peste tot pe unde am văzut pubele instalate, n-am văzut să scrie pe vreuna dintre ele ceva. Sub nicio formă. Nu știu cum se va face această, sau nu se face la momentul acesta colectarea selectivă. Exact. Încă nu se face în acest moment. Stația de sortare, transfer, compostare din Onești, în momentul de față, are un câștigător în urma unei licitații. Acest câștigător a fost contestat, există un proces care e posibil să fie strămutat sau nu de la instanța unde este alocat în momentul de față,
acest lucru e posibil să mai dureze câteva luni de zile sau e posibil să se termine în cel mai fericit caz în luna ianuarie. Indiferent ce se va întâmpla, în momentul în care se va finaliza acest proiect, vor apărea și pulbele speciale, clopote, denumite popular, pentru colectarea selectivă. În acest moment se face colectarea ca și până acum, totul acum. Da, și în momentul respectiv, în care, cum știi, cum se va face colectarea, cred că ar fi foarte important să nu ne mai prindă iarna cu zăpadă pe stradă, știți cum se spune la noi românii, să informăm din nou de populația. Adică cu cel puțin o lună de zile să existe înainte o campanie de informare a populației, pentru a nu ne întrețin situația în care colectarea selectivă nu-i altceva decât o adunare așa, a gunoaielor aiurea. Ar trebui făcut o campanie de informare și încercați ca locurile care se depozitează gunoiul să arate civilizat. Găsiți niște variante care să, cum să zic, să-ți facă plăcere când vezi într-o incinta unui bloc un spațiu de, în care se colectează gunoiul. Să nu fie urâte, să nu fie... Și acum arată uribil. Au acces țiganii. Peste tot pe unde s-au instalat bucelele în restul zilele acestea, peste tot mă sună oameni și mă întreabă ce Dumnezeu se întâmplă. Intră câini, intră țigani. Este un dezastru total. Adică arată urât. Sunt oameni care până acum s-au ocupat de spațiile respective. Au pus flori, au pus vara, arătau foarte frumos în foarte multe zile. Eu v-aș ruga să-mi dați o sugestie referitoare la persoanele de etnie romă care invadează aceste spații. Eu am căutat și cred că și sugestii din partea Consiliului Local sunt binevenite. Eu vă pot arăta mesajele pe care le-am trimis de la diferiți cetățeni. Nu v-am cerut mesajele, v-am cerut o soluție. Da, vă mulțumesc. Dacă le închidem și dacă facem niște adăposturi, nu o să mai intre nimeni. Dar să facem adăposturi, că am văzut că cei de la Sersal au tăiat... Da, asta se va întâmpla în perioada imediat următoare, până la 1 martie, estimez că vor fi toate făcute. Da, adăposturi care să nu fie din fier urâte, să fie dintr-un plastic care să fie frumos, verzi, nu știu, ceva estetic. Cu bun gust. Dați-mi un model spunea concret. Spunea domnul primar de clopotele acelea care sunt. Da, clopotele vor veni după. Vom face îngrădire acum pentru țarcuri, așa cum a avut și Sersalul, pentru că această măsură trebuie dispusă cât se poate, dar am dispus-o de fapt deja. Nu putem să permitem să se facă prea multe mizerie din cauza câinilor, a vântului și așa mai departe. Tocmai de aceea ele vor fi imediat îngrădite, dar mai e timp încă dacă ne refurnizați un model de proiect. Dar mi-a lăsat o poză. O poză nu mă ajută, n-am nevoie de un proiect și de o ofertă din partea unui furnizor. Nu pot eu să fac proiectul acum, scuzați, proiectul puteți dumneavoastră vă ocupați, dar o idee de... Ca cum ar trebui să arate, să fie ceva frumos, aș putea să vă sugerez, dar bănesc că aveți oameni care să fie specializați și în treaba. Da, repet, dacă îmi furnizați o idee concretă, un proiect sau o ofertă a unui furnizor, e ok. Dacă nu, să facem lucrurile astea, nu poți să vezi internet. Dați-mi voie să mă iau cuvântul la toți, da? Și pun la vot proiectul în forma inițială. Mulțumesc. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri, vă mulțumesc. Și proiectul numărul 5 a fost votat de către noi. Abțineri, care sunt abțineri? Ei, domnul Părian, domnul Zadu și domnul... Sunt consecvenți. Eu credeam că nu sunteți zice pe contra. Dar văd că tot la final m-ați... Da, dar odată ce ne-am abținut la proiectul din 22 decembrie, cum vreați acum să mergem pentru? Da, am înțeles. Fiți din consecvență. Da. Domnul, proiectul a căzut. Este o modificare a impozitelor și taxelor și mă provătează cu majoritatea la funcție. Și trei inși la obținut. E o chestiune de formular, de declarație. Păi nu sunt la motorășință, că sunt mai mulți. Da, dar de mâine vin oamenii să vedem declarația. Am adresa de la PNL și... Hai să spun din nou la vă. Colegii liberali poate nu au fost atenți. Și chestiune de formular, atât, nimic altceva. Poftiți? Nu, dar împedicați ca mâini să se încaseze banii. Nu vine nimic. Dar eu să le explic oamenilor de ce. Până la ședința din 20 ianuarie... Stimați colegi, trebuie să dăm drumul pentru ce mai spuneam. Nu vor, colegi, nu vor. O să mâine să dau formulare, adică de declarații. Asta e tot țăreaua. Eu vreau să mai pun o problemă și domnului secretar sau domnilor juriști care sunt foarte pregătiți. Cum am putea îndepărta totuși din locurile care noi le-am aprobat Sersalului sau Salului, având în vedere că nu mai au obiecte munci? Contractul a fost... De 49 de ani. Nu. Bine, a fost încheiat pe anumită perioadă, da. El a fost
Au fost contestate în instanță, adică contestat. S-a solicitat reprezilierea. Vivian, nu trebuie, da? Da, da, da. Da. Acum suntem în recurs și așteptăm să se pronunțe instanța. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, vă rog. Da, fi zonă. Dați-ne 5 minute de pauză, vă rog. Consultări. Da. Eu vreau să vă urez ca în 2016 sănătate și multă înțelepciune în următoarele ședințe, domnule. O avem, domnule președinte. Mă bucur că așa pauză consultări. Înțelepciunea înseamnă să votăm tot? Nu! Votați cu înțelepciune, nu tot. Pauză consultări. Doamna Pașcu nici măcar n-a ridicat mâna, dacă nu ați premier văzut și clasificat. A fost o neatenție. Vă rog, 5 minute. Plus e un proiect care l-ați livrat astăzi. Păi și proiectul 4 tot astăzi a fost livrat și a fost inițiat de către colegii deci pauze, 10 minute, vă rog. Mult 10 minute. Păi să știi, este... Prea mult, dar stăm la atât. Stai mai sunt, nu mai fi două. Voturi, știți dumneavoastră, și într-o parte și în alta, de ce supun din nou la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? 10. Da, mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri, vă rog. 2. Da, vă mulțumesc. Deci 2 împotrivă și restul pentru. De 2 a spus. Abțineri. Și restul pentru. Da, deci proiectul a trecut. Vă mulțumesc pentru că a fost prezenți la această votărâre. Vă urez un an bun. Și cu voturi și fără voturi. Ce facem cu problema cu apa, dacă toți suntem aici și ne-am adunat? Vă că sunteți în ședință ordinară, unde să avem rubrica diverse. Vorbim la crap. Vom discuta și alte probleme necesare. Am făcut, dar trebuie să fie rezolvat. Vă mulțumesc. Cu mintea, spuneți ceva. Da, și cu înțelepciune. Da, mulțumesc, domnule, m-ați conectat. Doamne ajută. Trebuie să înțeleg că eu am zis economic, trebuie să mă duc eu.